Se spune că în spital te duci cu o boală și pleci cu trei. Vorba care circulă are la bază un adevăr extrem de dureros care face referire la infecțiile nozocomiale. În spitalele oltene, anual sunt raportate sute de cazuri de pacienți care au contractat în spital tot felul de virus. Oricât de mare ni s-ar părea numărul, el este mult mai mic decât în realitate. Acest lucru îl recunosc chiar șefii sănătății oltene. Infecțiile asociate asistenței medicale constituie evenimente nefavorabile, care în România sunt încă subraportate și care, prin cunoașterea intensității fenomenului și prin supravegherea lor în conjuncție cu monitorizarea utilizării antibioticelor și supravegherea antibiorezistenței, pot identifica o soluție pentru această problemă. În acest context, asigurarea unui sistem de supraveghere eficient. Toate infecțiile intraspitalicești urmează un model epidemiologic de bază, care, dacă este înțeles și recunoscut din timp, ajută la instaurarea unor măsuri eficiente de prevenire și control al bolilor. Procesul epidemiologic nu poate fi declanșat în absența unei surse infecțioase. În cursul anului 2017, la nivelul județului Olt, s-au înregistrat 281 de cazuri de infecții asociate asistenței medicale. În primele 9 luni ale anului 2018, la nivelul județului Olt, s-au înregistrat 177 de cazuri de infecții asociate asistenței medicale, respectiv în secții ale unităților sanitare cu paturi, pediatrie, secția de terapie intensivă, obstetrică, ginecologie, chirurgie și altele. Cele mai simple mijloace prin care personalul medical poate contribui la limitarea și controlul infecțiilor intraspitalicești țin de igiena la locul de muncă și de starea de sănătate a angajaților. În plus, dacă utilizarea dispozitivelor și manevrelor invazive se face doar acolo unde sunt strict necesare, modalitățile de contractare de către pacienții a infecțiilor nozocomiale se reduc considerabil.